foarte ofertant personajul ăsta, ca să zic așa, din ce punct de vedere. E un fotograf. E fotograful Marii Uniri. Care are acces în tot felul de, la tot felul de evenimente și în tot felul de locuri. E ca un martor, un martor vizual al unei părți de istorie, a unui neam. Și tocmai de asta are acces la niște personalități ale istoriei acestui neam. Niște personalități care s-a încercat să fie ascunse sub obroc, dar acum au apărut, pentru că obrocul a dispărut și lumina a țâșnit înapoi. Pentru că acum nu se mai poate falsifica istoria. Sunt mult prea multe mărturii, se mai poate fi pus în paranteze voite de către o facțiune umană. Da, el însuși e un personaj, pentru că toată lumea știe că Samuel Mârza a fost fotograful Marii Uniri. Da, e ce a făcut domnul Mărgineanu și ce face el în general cu gentileța, delicatețea și buna cuvință, e că aduce personaje corecte istoric. Nu băznește, nu spune bancuri pe... Nu ficționalizează. Sigur că nu e un docudrama, adică sigur că trebuie să fie un pic romanțate, că asta e filmul, de fapt. Povestește pe înțelesul tuturor și încearcă să emoționeze prin metodele filmului, ca oamenii să rezoneze la o poveste. Că povestea a fost mult mai atroce. Adică decât să faci un docudrama care doar să explice istoric ce s-a întâmplat, nu, atunci preferă să intre cumva în sufletul omului, să vadă cum au rezistat niște oameni în niște condiții absolut imposibile și cum ar rezista prin credință să nu-și piardă mințile, să nu-și piardă credința, să nu-și piardă iubirea de țară, de patrie, de neam, de tot, de Dumnezeu, de fapt. Samuel Mârza are și avantajul că a fost prezent în diferite momente. A fost în momentele istorice, esențiale. Și atunci are altă privire, inclusiv în 1969 sau... Sigur că dacă după aceea. Da, e frumos, v-am zis, ca un martor, dar e un martor curajos, pentru că el păstrează documentele respective și nu se teme să spună, mi-au niște lucruri, gata, m-a luat și pe mine, și se o face fără niciun fel de frică. Fără niciun fel de frică. E greu să joci eroi. Sunt mai ofertante, vă spun din punct de vedere al actorului, sunt mai ofertante personajele negative, pentru că sunt mai suculente, dar personajele pozitive, ca să le pun într-o niște ghilimele, îți oferă altceva, trebuie să scoți din tine binele. Celelalte sunt ofertante pentru că rău e mai aproape, mult mai aproape. Atunci ne mai ușor să facem decât să facem vinul cu aceste mângâi pe cap. Vezi atâtea lucruri și ești martorul atâtor lucruri antipodale, de la un extaz la agonie, atunci nu prea te mai sperie lucruri, adică ar trebui să se întâmple ceva cu adevărat grav, peste ștacheta pe care ți-a pus-o viața. Adică în clipa în care intri într-o închisoare politică și vezi niște atrocități, după aia dacă spune cineva, vezi că o să te doară măseaua, nu te mai speri. Sau vezi că ți-ai ieșit un coș și să-l storci. Bine, să-l storc. O să te doară. Ok, o să mă doară. Adică rezonezi cu lucrurile respective și atunci încep să-ți faci un sistem de valori destul de mare, care nu mai poate fi știrbit de orice întâmplare aproape asemănătoare, dar neajungând până la maximul ăla, la climaxul ăla. De asta cred că are detașarea vis-a-vis de lucruri, pentru că i s-a întâmplat un lucru, unirea unei țări. După aceea vede niște martiri în închisoare. Antipodale, lucruri antipodale, complet antipodale. Și atunci vine un securez, mă, să știi că te pocnesc. Bine, hai că mi-am niște schimburi, vină și pocnește. E prea mic. Ai simțit nevoia să te documentezi despre personaj? M-am documentat, evident. Dar nu foarte mult, pentru că nu cred în asta, în scolasticitatea unui rol. Trebuie să-l trăiești, nu să-l, doar să-l demonstrezi. Nici n-ai cum să-l demonstrezi. Eu nu pot să joc principii. Joc oameni vii. Nu pot să joc frumusețea sau detașarea. Joc un personaj care e detașat și atunci am preferat să-i punem carne împreună cu domnul Mărgineanu, să vedem în ce zonă ne ducem. El mi-a liniștit că am un temperament un pic mai vulcanic și atunci m-a ținut în niște paranteze care să-i funcționeze în demonstrația pe care o avea de făcut
Și a fost o simbioză plăcută. Mă rog, noi ne știm și foarte mult. Eu am debutat cu domnul Mărgineanu și atunci îmi cam știe butoanele din start. Și a apăsat exact pe ce trebuie.